Hai, salut! Eu sunt Raco și bine am găsit la un nou episod din Android Gamer, astăzi cu CSGO pe telefon. Nu, cu Critical Ops se numește jocul și este exact ca un CSGO pe telefon. Bine, eu îl joc de pe PC pentru că, nu știu, pentru că îl joc de pe PC, e un pic mai ușor de pe PC, dar scopul jocului este să-l joci de pe telefon pentru că e, nu știu, e la îndemână, e mișto să ai un shooter, este singurul shooter relativ competitiv pe care l-am găsit pe telefon, cu niște controle destul de interesante, dar din păcate nu pot să vă arăt controlele de pe telefon, dar mă rog, credeți-mă că e destul de ușor de controlat și vă obișnuiți repede. Ok, pe același principiu, hai să intrăm direct în joc și după care o să mai vorbim puțin despre meniu și despre skin-uri, pentru că bineînțeles trebuie să existe și skin-uri. Există două moduri de joc. Există defuse, adică teroriștii trebuie să planteze bomba, counter-teroriștii trebuie să o dezamorseze, și deathmatch, care, na. Ideea e că nu există rank momentan, nu știu dacă o să adauge sau ceva. E o versiune, nu știu, e 0.7.7, ceva de genul ăsta, deci nu e versiunea finală, e practic într-un beta sau ceva, dar hai să intrăm într-un meci și să vedem. Vă puteți juca cu prietenii, vă puteți juca random, așa cum fac eu acum. Jocul este destul de bine optimizat, are și setări grafice, puteți să-l dați mai... intrăm la teroriști. Na, după cum vedeți... Ok, stați să dau puțin... Ah, shit. Două secunde. Ah, fuck! Really? Ok, o să dau sunetul la joc un pic mai încet pentru că... Mi-a fost frică că o să se audă puțin cam tare și cred că se aude puțin cam tare. Ok, astăzi am și eu o misiune, mai exact să fac câteva kill-uri cu arma asta. Luăm armură, grenade, toate chestiile. Ok, și mergem la luptă. Unde, cine are bomba? Ok, hai să mergem spre A. Spre site A. V-am zis, eu am și un oarecare avantaj pentru că nu joc de pe telefon. Pe telefon e un pic mai greu. Dar totuși, pe telefon există auto-aim, da, există opțiunea de auto-aim și puteți să, gen, când se apropie ținta de un inamic, o să sară singură pe, nu neapărat pe cap, o să sară pe corp, ceea ce nu mi se pare tocmai ok, adică nu ar trebui să existe auto-aim în niciun joc, în niciun shooter nu ar trebui să existe auto-aim. Ok, sunt singurul rămas. Și n-aud pe nimeni. Ok, pistol jos. Fuck! M-a luat repede. Dar nici nu eram atent la ce e de fapt în fața mea. Ok. Am bomba. Bun. De data asta jucăm pe bune. O să-mi iau, nu știu ce, o să-mi iau submachine, assault rifle. O să-mi iau un AK. Ok. Nu mai am de armură. Fuck. Armura în jocul ăsta nu e la fel de importantă cum e în CSGO, să zicem, dar e destul de importantă și aș fi preferat să o am. Ok. Eu am bomba. Da, eu am bomba. O să mergem să o plantăm în A. E nimeni acolo? Am înțeles. Bun, cu echipierii mei ce fac? Vin și ei aici sau? Ok, hai să punem bomba. A rămas doar... Oh, fuck. Eu și cu ăsta, dar măcar suntem amândoi în bază, așa că e ok. Nici nu știu de unde ar trebui să vină, cred că de pe aici o să vină. Hai să-i așteptăm. O să aud dacă dă diffuse sau ceva. Ok, aruncă cu grenade. Am doar smoke. Oh, shit. Fuck. Ok, să nu dea defuse, e tot ce vreau. Ah, nu contează, nu mai are timp să dea. Au dat defuse la bombă. Super. Super, super, super. Ok, bun. Da, există și chat. Și presupun că se înjură acolo, nu prea... Mi se pare că e ceva înjurătură în italiană sau nu știu. Ok, hai să luăm din nou pistolul ăsta. V-am zis, trebuie să fac niște kill-uri. Există niște daily quest-uri. Primiți un daily quest în fiecare zi și dacă îl faceți, primiți niște bănuți cu care vă luați case-uri ca pe CSGO și le deschideți. Nu vă trebuie key-uri sau chestii de genul ăsta. Deci e un pic mai... Ar trebui să stau cu echipa, dar... Na, nu știu. Simt că e mai bine... Terrorist win. Ah, ok. Pot să fac și asta, da, pot să mă uit la armă. Exact ca pe CSGO. O să vedeți multe, multe similarități între jocul ăsta și CSGO. Ok, let's go. Let's CSGO. What? Ba da, mi-a luat grenade, ok.
Hai să vă arăt și cum funcționează grenadele. Adică smoke, nu există molotov, dar asta e singura. What? Fuck! Nu mă așteptam. Nu mă așteptam să vină. Ce skin are. Nu sunt foarte multe skin-uri în joc, dar și cele care sunt, sunt foarte mișto. Ok, o să facem, cred că o să așteptăm până terminăm Counter Terrorist Wins. Mitchell. Bun, hai să jucăm pe bune. Assault Rifles, luăm M4, cam și skin pe el. E clar că o să câștigăm acum, dacă ai skin pe armă. Și arată chiar relativ mișto, adică, nu știu. Sunt mișto făcute skin-urile, nu sunt foarte flashy, nu sunt nimic special la ele. Nu știu exact de unde vin. Aha, este. Ok, s-ar putea să vină. Dăm și un flash, după care intrăm. Ok, unul e jos. Ia. Ok, headshot. Aimo nu funcționează ca pe CSGO. Asta e o chestie. Ah, fuck. Cât, mă, frate, cât? Am omorât 3. 3 din 5. One. Only one. The one and only. Ok, hai să vă arăt și cum funcționează sniperle. O să-l folosesc pe ăsta. Asta seamănă mai mult cu AVP-ul decât cealaltă. Cealaltă e un fel de autosniper. Ok, hai să vedem. O să mergem B, de fapt A de data asta. Mergem cu bomba. Și doar noi doi se pare că mergem. A dat smoke. A, vine cineva? Sau ce a fost cu smoke-ul? Am doar, și eu am smoke, e singura grenadă pe care o am. Vine să plantez, prietene. A, s-a dus, a fugit ăla cu bomba. S-a înscapă mie ceva? Ok, să mergem înapoi, hai bombă. Treci încoace. Ok, l-am luat. Iau bomba. Nu știu dacă ar trebui să fac pic sau nu. Ah, fuck. Na. Am încercat. Nice, bun. Măcar a reușit ăsta. Cum îl cheamă? Maurad. Ok, bravo, Maurad. You're the fucking boss. Let's go. O să-mi iau... Nici nu știu. O să-mi iau tot pistolul. O să încercăm să jucăm cât mai mult cu pistolul ăsta, pentru că o să vă arăt imediat de ce. După meciul ăsta vă arăt de ce încerc să joc cât mai mult cu pistolul ăsta. Deși ar trebui să vă arăt și alte arme și o să vă arăt. O să vă arăt imediat și alte arme. Dar cu ăsta aș vrea să fac... Trebuie să fac 15 kill-uri cu pistolul ăsta, ceea ce e destul de greu, pentru că la urma urmei e un pistol. Ok. Mă, au e mereu liber și ăștia se duc mereu pe B. Unde e bomba? Eu, la mine e bomba, ok. Sorry. Bun. Planting bomb. The bomb has been planted. Ok, hai să le dăm o grenadă aici. Avem și un flash, hai să-l folosim. Ah, fuck. You're retarded. Dar cum de m-a luat? Cum de pe mine m-a luat flash-ul meu și pe el, nu? Fuck. Așa că am pierdut, nu? Da. Free look. Ah, da, și pot să mă plimb aici în timp ce ăștia dezactivează bomba and shit. Mă, jocul e foarte tare și gândiți-vă că e pe telefon. Gândiți-vă unde a ajuns tehnologia. Ok, hai să vă arăt și alte arme. Shotgun, assault rifle, submachine gun. Avem P90, care e fucking P90. Oricine a interacționat măcar o dată cu arma asta știe despre ce e vorba. Nu poți să uiți o armă ca asta. Ok. Aceeași mecanică, când am cuțit în mână, alerg mai repede. Oricine alergă mai repede cu un cuțit. A fost o grenadă acolo. Oh, ce flash mi-am luat. Intră oare? Mie să nu fie după cutiile astea, pentru că pot să stea să campeze aici. Nu, ok, bun, hai să o plantăm. De ce sunt singur aici? Oh, shit. Ok. Țărănie de armă și totuși am făcut un singur kill. E mult mai greu să faci un kill aici decât pe CSGO, pentru că există și... De fapt, pingul nu e mare. Eu am... Cred că am cel mai mic ping de pe server. Eu și cu ăsta. Dar... Na, e un pic mai greu, nu știu. Nu merg headshot-urile așa cum merg pe CSGO. Și totuși vreau să verific o chestie. Settings... I'm acceleration, auto-equip.
Controls graphics, audio, nu știu unde am. Sigur se poate face ținta statică pentru că mă enervează că se face mai mare și mai mică, dar nu știu unde o găsesc. Ok, și shotgun-urile. Hai să ne luăm și un shotgun de data asta să vedem cum funcționează. Nu prea am jucat cu shotgun-urile. Cum trage? Oh, shit. E automat. Am înțeles. What? Bă. Cum naiba de nu moare? Fuck. Na. Counter terrorist win. Da, deci nu mai folosim shotgun. Shotgun-urile sunt bune doar la distanțe mici. Luăm din nou M4 fără armură și încercăm să facem. De ce nu? Ok. Nu mergea să dau stânga-dreapta. Nu există... What the fuck, I hate the lag. Bă, nu știu ce, toată lumea în jocul ăsta se plânge de lag. Nu știu dacă se referă la FPS lag sau la... Ok. Vreau... Nu vreau arma lui. Sau o vreau? Nici nu știu. Cred că o vreau. Dă-o încoace. Ok. Da, e un pic mai bună arma lui decât a mea. De fapt, da, e mai bună. Ok. Bun, au lăsat bomba. De fapt, au pierdut bomba, băieții. Hai să luăm bomba. Come on, nice. N-a fost headshot. Gata, gata, prieten, l-am omorât eu. Hai cu bomba. Ok, plantează. Ok, hai că e ultimul ăsta care a rămas. Can you buy AK for me? Vor drop-uri. Ok, bă, dar să nu stăm amândoi în același loc, zic și eu. L-a omorât. No, face defuse. Haha. Ce credeai, prietene? Haha, nice. Bun. Bă, noi cum de avem mai multe? Ah, s-au schimbat echipele, da, bun. Pistols, ok, mai facem. Hai să luăm. Așa, ok. Bun, o să iau pistolul ăsta pentru că v-am zis, trebuie kill-uri și asta e prima rundă, e runda de pistoale, toată lumea are pistol în runda asta. Nu știu exact de unde vin, nu cunosc mapele atât de bine, n-am jucat atât de mult. Dar din câte știu ar trebui să se ducă A sau B, nu? Adică e destul de logic. Fuck. Shit, assist, ok, nice. Bun, și e unul afară pe care vreau să-l iau. Nice, headshot. Bomba, stai că au pus bomba, ar trebui să ne ducem după... Bombă! Mor, mă! Fuck. Ok, mai am 13 gloanțe. Oh, ba, stai, ce? Fuck, bomba e A, nu? Come on. Fuck. Dacă nu o luăm e vina mea. Ok. Nu, aici durează un pic mai, ceva mai puțin defuse-ul și planting-ul. Și timpul până când explodează bomba. De fapt, nu, timpul până explodează bomba e ceva mai mare. Dar, ok, ce să ne luăm? Assault rifles. De fapt, nu, vreau mai întâi armură, după care văd ce, pentru ce mai ajung banii. Ok, și un pistol. Da, de fapt, nu. O să ne luăm M4. Ok. Și o să mergem, o să stăm B de data asta sau o să stăm A? Nu, o să mergem A, nu știu exact. Cel mai probabil o să ducă A, e foarte aproape de ei. Iar B-ul e practic la noi în bază, așa că... Mori! Bun. Ok. Sunt curios dacă a intrat cineva în site. Nu, avem deja pe cineva de-al nostru la noi în site. Ok. Mă, ca idee, văd că merge mult mai bine la CT decât la Tero. Din când în când mai sunt ăștia AFK. Avem noroc? Nu, că altfel aș fi făcut kill cu pistolul ăsta. Pentru că îmi trebuie, v-am zis, îmi trebuie pentru... Și animațiile sunt destul de bune. Adică, fraților, e un joc pe telefon, for fuck's sake. Eu zic că e super tare jocul.
cum arată și cum se comportă. Ok, mă, nu știu, mai jucăm runda asta, după care ieșim ca să vă arăt și celălalt mod de joc și daily missions și skinurile și ce mai e de arătat despre jocul ăsta. Ok. Headshot. Grenadele se aruncă cu totul ciudat, adică încă aștept mecanica din CSGO. Dar nu e exact aceeași. Bă, ce naiba, unde sunt ăștia? Anti-spawn? Se pare că da. Stăteau și campau acolo. Bun, să se ducă cineva A. Sunt pe primul loc. Nice. Cred că e A ultimul. Da, ia. Hai să încercăm să-l scoatem cu pistolul. Nice. Bun, bun, bun. Oh, avea și shotgun cu tot, cu skin, chestii. Ai. Bun. Mă, s-ar putea să-mi ajungă... Dar nu cred că mi-ajung banii nici dacă termin... Am zis că e ultima rundă, dar hai să mai facem una, doar așa. Just for fun. Bam. Oh, ok. Mergem direct A. O să mergem A și facem defense acolo. Da, normal că prietenul nostru, prietenii noștri au ajuns deja acolo. Da, ok, mă rog, ați înțeles ideea. Leave game, quit. Ok, bun. Vreau să vă arăt și celălalt mod de joc și treaba cu misiunile despre care vă ziceam. Nu știu exact unde sunt. Settings, loadout. Loadout? Nu. Store? Ok, astea sunt misiuni. Nu. Kills, 102, deaths. 121. Ok, daily missions. Asta e una dintre daily missions. Primesc 30 de... Habar n-am ce sunt astea. Am 82 momentan și nici astea nu știu exact cum se numesc, dar știu ce sunt. Am arăt 15 player cu pistolul ăsta. Ok, bun. Și după aia cu bănuții ce pot să fac, pot să mă duc la store și să cumpăr cutii. Da? Ce-mi place foarte mult la jocul ăsta e că ca să cumperi o cutie... Te costă 200, ca să cumperi 2 cutii te costă 400, ca să cumperi 7 cutii te costă 1400, bă, deci practic nu-ți dă nici cea mai mică reducere pentru ce cumperi. Efectiv, doar cumperi mai multe, ai opțiunea să cumperi mai multe sau mai puține, efectiv, nu că, bă, cumperi 2, îți face reducere de 10% pentru a doua. No, n-ai să vezi. Ok, hai să jucăm și un pic de deathmatch. În deathmatch, imediat după ce ai murit, aștepți câteva secunde după care te respawnezi și e mai multă acțiune. Cred, un pic mai multă acțiune, dar nu e așa de tensionat, e fucking deathmatch. Ok, hai să, nici nu contează la ce de-asta mergem. Hai să luăm pistolul și încercăm să facem kill-uri cu pistolul ăsta, încercăm să terminăm misiunea. B, cumpără, nu pot să, de ce nu pot să cumpăr? Da, stai că am deja AK-ul și... Fuck, hai mă, racule, trage și tu cum trebuie, odată în viață. Ia uite ce dau băieții. Bă, l-am mai pocnit un pic. Dar nu-i destul. L-am luat. Na. Ok, și ca și armă aș putea să-mi iau un sniper sau ceva. Ca și armă principală. Oricum, păstrez pistolul ăsta pentru că vreau să fac neapărat kill-urile și să-mi iau, să termin misiunea aia. Ca să nu mi se umple toate. Dacă se umple toate sloturile. Ah, fuck it. Racule, vorbește în română. Dacă se umplă toate trei... Mamă, ce aiurea trage! Trebuie să trag un pic mai chill cu arma asta. Hai să luăm direct la cau, să-l omorăm. Sau să facem asta. Shit. O să fie toate alea pline... Nu se mai poate aduna niciuna. Ca în orice joc care funcționează cu mecanica asta, cu daily quests. Ce m-a speriat. Trebuie să trag foarte, foarte chill și să trag pe cap. Altfel n-am, pistolul e inutil. E foarte greu de tras cu pistolul ăsta. Ok. Și cred că ar trebui să stau pe CTRL când trag. Ca să am acuratețe maximă. Please, dude. Stai, trage cu gloanță de cauciuc, mă. Pistolul meu. Cu care trebuie să fac eu kill-uri. Ok. De fapt, știți ceva? Cred că chestia asta pot să o fac și după ce termin de filmat, așa că o să vă mai arăt, nu știu, alte arme. Aia, da, cuțit.
Nice. You followed me. Please, mort. Bun, hai că am mai făcut un kill. Nice, headshot. Ok. Mă, ideea e că poți să devii foarte bun la jocul ăsta, doar că nu l-am jucat eu destul de mult încât să devin așa de bun. Fuck, nu m-a auzit, cam silencer. I-am dat cap prima dată că s-a auzit. Și totuși nu l-a omorât. Oh, shit. Nu mai aveam gloanțe. Oh, și-a făcut auto-switch. Nice. Double. Chieta taracu. Hai să luăm și un sniper. Bă, ce... Naiba. Na, fuck. Și nici n-aveam gloanțe pe celălalt, așa ca idee. B, hai să luăm sniper rifle și să luăm și un sniper, pentru că îmi plac sniperele. Și păstrăm același pistol. Ok. Fuck. Cum l-am ratat? Bă, a doua oară? Really? Bă, racule, te faci de râs. E o oarecare latență pe... Adică lag. Pe server. Ok, hai că vreau să fac un kill cu AVP-ul. De fapt nu e AVP, e ca un AVP. E one hit kill dacă nu-i dai în picior. Și las, mi se pare că tot cu 35 dacă lovești în picior. Nu știu exact. Mă, n-am jucat chiar așa de mult. Cred că v-ați prins și voi. Ok. Pe ăsta l-am luat. Hopa, vine unul din stânga. Yeah. Sau din spate. Gen. Hai mă, ce naiba faci? E pe undeva pe acolo, că aud cum se mișcă. Da! Am încercat. Come on, hai, încă un spawn. Vreau să mai joc puțin cu AVP-ul, e destul de tare. Mamă, am 22 de minute deja filmate. Cam mult pentru un gameplay la CSGO pe telefon. Holy shit. Oh. Bă, nici nu știu ce... De unde vin? Cred că de oriunde. Terrorist wins. Da. S-a terminat. Bun, defeated. 7-7-0. Meh. Păi... Hai să dăm live game. Ideea e că jocul este destul de tare. Adică, având în vedere că e pe fucking telefon, puteți să jucați jocul ăsta pe telefon. Pentru cei care se întreabă cum îl joc pe calculator, se numește Facebook Game Room. Da, Facebook Game Room și puteți să-l jucați și voi pe calculator, deși nu știu de ce ați face asta, pentru că există și pe iOS și pe Android și na, scopul jocului e să ai un CSGO portabil. Dacă te joci jocul ăsta la calculator, mai bine te joci CSGO. Mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât unde zis, eu am fost Racu și până data viitoare, peace!